Suntem în bucătărie, după cum puteți vedea, și avem aici un sărbătorit. We're making my cake today and I want to show you something. Și o grămadă de mess pe aici, vedeți? Vreau să fac un daily cu pregătirile și cu ziua lui Alex și începem cu niște brioși alese de el din cartea de bucate cu brioșe. Niște brioșe cu vanilie, o să vă arăt imediat, dar o să punem și niște chocolate chips. Mi-a ieșit aici niște monștri și am pus și blaturile la copt în cuptor pentru tort. O să fie un tort Kinder Bueno, cu Nutella, bineînțeles. I got this today from Daddy's colleague at work and you can take this guy out and he has a lightsaber and there's a bad guy on the ship and then you can take this off and this and then this is its head. Ok, hai, ne apucăm de treabă, mami. First I want to show you this squid. Hai, repede, că avem multă treabă, multe vase de spălat. Și aici în cuptor avem tortul. Da, văd. Și Alex o să facă și niște platouri cu fructe. O să-l ajut și eu, dar o să facă și el. Haideți să vă arăt rețeta de la Cupcakes. Asta este rețeta din bucate. Am mai făcut noi rețete cu cupcakes, tot la ziua lui sau ceva de genul. Să vă arăt rețeta. Asta este. Sunt vanilla cupcakes. Aveți nevoie pentru 12 mini brioșe sau regulă și mini 36. Nu cred că o să iasă 36. Și uite, eu am pus... Da, și Alex a pregătit astea aici și a decojit niște mandarine pentru platoul. Vreau să vă arăt așa. 110 grame de unt fără sare de la temperatura camerei, 225 de grame de zahăr sau golden sugar. Eu am folosit, o să vă arăt imediat ce folosesc, 2 ouă largi, 150 de grame de self-raising flour, de aia care scrie pe pachet crește singură, pentru că nu avem aici praf de copt, 125 de grame de făină normală, 120 ml lapte semi-skim și vanila extract. Așa ar trebui să arate brioșele. 4 ouă, pentru că eu o să le fac la dublu din cauza multor invitați. O să fie vreo 20 de persoane, 9 copii și restul adulți. Dar o să vă zic mai multe în ziua aceea. Am, în loc de vanilie, pun lămâie extract, 4 ouă, untul, chocolate chips, aici avem laptele, făina amestecată de amândouă feluri și zahărul amestecat de două feluri, că ăsta brun nu este așa de dulce, dar o să vină în completare chocolate chips-ul. Și haideți să vedem cum începem. Trebuie să bat untul cu zahărul. Brioșele se coc la 150 cu fan sau 180 de grade. 3-5 minute se bate untul cu zahărul. Și după aia restul ingredientelor și se lasă 15 minute la 180 de grade sau 25 la 160 de grade. Hai, umblat la tort cu nucă și în cuptor am cel cu cacao. Astea sunt decorațiunile, astea le-am făcut eu și astea sunt de la Alice care o să fie pe tort. Da, and there's a dulce.
terminat compoziția de brioșe. Uitați, așa arată compoziția. Și acum o să o punem în recipiente. În asta. Da. Haideți să le punem în... Asta sunt mini brioșe. Și imediat trebuie să ne apucăm la făcut platourile de fructe. Will be too much chocolate, Ale. Sau? Just on the top. No. Avem aici de astea de brioșă. Foarte multe compoziții de brioșă. Da? Și punem câte o lingură în asta. Și mâine este ziua lui Alex. Alex, câți ani împlinești, mami? 9! 9 ani? Da. Și ai emoții, ești băia mare acum. Așa, Alexa o să aibă o petrecere anul ăsta la restaurant. Anii trecuți tot am făcut acasă. La Bizimbali. Nici nu ai variante atunci când el are ziua de naștere iarna. Noi toți avem iarna. Stai puțin că nu-i gata. Oh. Și o să facem la un restaurant cafenea cu playground pentru copii. O să vă arăt eu acolo când ajungem sâmbătă. Și o să fim rupți de oboseală cu invitați, cu una cu alta. Da, Alex o să se bucure, nu, Alex? Mm-hmm. And I'm gonna have present. Oh, that is the point. No. Și am împachetat cadourile lui Alex. And this is early birthday gift. Da. From daddy's college. Acum nu vă mai arăt în daily vlog cum merg la muncă, una, alta, alta, dar mâine e seară după muncă. Mâine am de mă trezit de foarte dimineață. O să mergeți cu noi la mall, trebuie să comandăm baloane și trebuie să facem niște cumpărături și da, să ne pregătim să decorăm tortul împreună. Așa. Haideți să ne apucăm să facem platourile cu fructe. Stai acolo pe scaunul tău, te rog. I know where the grapes are gonna go in the middle. Ce fructe mai avem? I think that's all. Ai spălat nerile? Mm-hmm. Ok. Can I put the grapes in the middle? Not only the grapes or the blueberry. And the orange. Orange is smell the spot is curat mango. Ați și fain arată mango ăsta. De unde am luat mango ăsta? De la Tesco. Tesco, cred. Da, da, da. Foarte frumos arată. La școala lui Alex nu ne dă voie să ducem prăjituri sau altceva din cauza alergiilor la nuci. But we are allowed fruits. Și platourile cu fructe sunt permise, dar faza e că majoritatea nu le zic. Și Alex a zis că le vrea. Și am zis că hai să-i fac, pune aia la coș, asta aici, să-i fac să... Le ducem mâine dimineața la școală. Cum vrei să tai asta, sticks sau cubes? Cubes. Ok. Și mâine dimineață mergem cu platou de fructe la școală. Da. Da. Și mâine seară, când termin munca,
Mergem pe la magazin să ne cumpărăm una alta, să dăm comandă de baloane și mergem să... Look how nice I put. Nice. Mergem să... Poți să pui și astea. Venim acasă să decorăm brioșele și tortul. Tort cu Lego. Cine a avut tort cu Lego? Tu. Hai, pune-l acolo. Da, mă bucur că am nimerit mango ăsta care arată demențial. Mă duc, da. Că arată foarte bine mango. Vezi? Și probabil e foarte bun. Dar nu mânca, mă. Ia-și-o bun. Mai avem alte fructe în frigiderale? Cum adică nu știi? Trebuie să știi. Nu lemn, alte fructe. Ok, poate ajung, mai avem și trei mere. We can put more mango like here and apple here and here. Și cred că ajung, că nu mai merg la magazin. Uite, mai avem mango aici. That's a lot. Dar pune aici mango, ca să fie mere acolo, să fie platou mai... Da. Astea sunt platourile cu fructe. Au ieșit foarte bine și le punem capacele și le dăm la frigider. Astea sunt brioșele. Foarte bine și sunt foarte bune, foarte gustoase. Stai să văd câte mi-au ieșit până la urmă. S-a mâncat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. A, 27 în total mi-au ieșit. Ajungem. Noi avem 20 de invitați. Da. Hello, hello, tocmai am terminat munca amândoi. Mergem să luăm pe Alex și după mergem la mall, mallul bogaților. Se plătește parcare foarte scump, 2-3 ore, 10 pound sau ceva de genul. Și luăm pe Alex, mergem să cumpărăm baloane. Trebuie să mă uit să văd când se închide magazinul ăla de baloane. Dar cred că prima dată o să mergem să mâncăm când este foame la toți. Și... cam asta este, să vedem ce-a făcut astăzi la școală Alex. Dacă i-au cântat copiii Happy Birthday, dacă e fericit. Burger Group Kitchen, BJK. BJK. Da, și ce burger vrei să iei, la fel ca meu? Da, mă răzgândesc eu dacă... mai citesc meniul. N-am ies, nu vreau acum, că am mâncat săptămâna asta ramen și toate alea și nu mai vreau. Nu? Hai să vedem cât durează pe la mall, cât avem treabă. Principal baloanele lui Alex. După aia de seară am treabă de decorat tortul, de făcut unghiile, uite cum arată. Și multă treabă. A, și de decorat brioșele. Vedem noi ce facem. De seară o să vă arăt și vouă. Las Vegas aici? Nu-i Las Vegas. Dar eu am impresia că de când au intrat în închisoare, am impresia că așa au vrut să intre în închisoare, că are mai multă reclamă decât înainte. Și din nou au auzit până atunci de ei, din frații Tate, au de acum și în UK, și în Europa, și în România.
sau ce business-ului lui, nu... People are listening to him. Too bad, Alex. And they're becoming more, like, bad. Like, there's one streamer in America. In America, they're talking about him also? Bound, nu? Vedem. Da, păi de ce crezi tu că el a mers în România, Alex? Că acolo poți să facă mai multe ilegalități. Ca și alții. Că prin Anglia nu poate așa multe. Da, așa, așa chiar. Nu numai cu el, ca și cu alții. De asta e corupția în floare. Și aici e corupție, dar mai mică. La o scară mai mică. Happy birthday, boy! Thank you! How you feel? Good. Mm-hmm. Hai să vedem, Alex, cum e molul vinerea. Hai la salea. Hai la mol. Îi ceva lume pe aici. Trebuie să venim la Waitros mai îndată. Și după... Mergem de la baloane? Și ieși le duci sau? Hai să mergem la baloane first. Și după aia mergem să mâncăm, ha? Că mie să nu se închidă, dacă se închid la 5, nu știu, zic și eu. Că aici e, acolo ea. Mergem la Card Factory. Come on. Haide. Da, să luăm baloane. Nu m-am uitat pe program. Uite, baloane din astea. Da, hai în spate. Da, ce busy ui. Seven, Alex, ăla. Lasă ăla și că mai căutăm baloane mari. He's hungry? Yeah. Mergem acum să mâncăm, ok? Mai sus? Ok. Nespresso. Am rezolvat cu baloanele. Am fost la Lego să iau un cadou. Și la Hotel Chocolat, la fel să iau un cadou. Și acum mergem să mâncăm. Că nu mai putem de foame. Da. Și după aia mergem până la Waitrose. Nu-i busy? Da. Și nu-i așa aglomerație, mi-e fain seara. O să mai veni și seara. Să dormim mai mult dimineața. Stăm în pat mai mult dimineața. Sâmbătă e mult mai busy. Și se vede în oglindă. Final reduction.
cam se termină reducerea acum în februarie. Mai anii trecuți era și în februarie, acum nu mai, doar ianuarie îl observ. Știi ce fain, știți ce fain la molurile aici? Că jos are, au food court cu KFC, Mac și sus au restaurante de medium price și afară la fel. Foarte fain și medium și high price. Și asta este foarte fain. Hai să mergem this side. Da, de lângă sunt TJ Friday. Ask Italian. Las iguanas. Da, asta am zis, mergem la meniu. Da, e same, e American. American style. Uitați acolo unde este așezată masa. Uite aici este meniu. Mergem la gourmet. Nu mă încântă. Nu știu. Să mergem la gourmet. Bă, când e busy și vine mâncarea foarte repede. Când o să mergem în, în zona aia de Bracknell, o să merg la GBK, că acolo aveau niște tiny french fries foarte buni cu paprika. Alex, ce vrei? Cheeseburger. Cheeseburger? Ok. Și chips sau cum? Ok. Arăt puțin restaurant, așa arată. Eu, tu ce vrei? Korean barbecue chicken cu french fries și extra garlic mayo, sauces. Ok, atunci eu nu mai iau extra sos dacă iei tu. Korean barbecue. Eu sigur nu vreau cu beef, că nu-mi place mie carnea tocată de la burger de vacă. Dar nu mai mi-au pesto. Mi-au și eu ăsta corean barbecue. De nota de plată. Pentru 3 burgeri, drinks și cartofi prăjiți, side, 42, pași 1,95. Yeah, thank you. And a full shower. Yeah, thank you. Yeah. Hai să ajutăm cu caracter. Chiar mi-e foame și ție tot, nu? Looks yummy? Skinny, nu skinny, a tăi Alex. Poftă bună, Alex. Ce? Fried... Sunt amândoi la fel. Știi, zic fried chicken. Păi, ăsta nu era cu fried chicken, era? Veggies. Hai să mâncăm când este foarte fun. Poftă bună, everyone! Avem aici tortul care e gata pentru a fi decorat. Happy birthday! Alex m-a ajutat aici, nu Alex? Da. Și hai să-l decorăm, zic, nu? Da, I want to put this guy first. Imediat, wait! Happy birthday, da? Da. Și aici punem face-ul, hai să-l facem. Da.
trebuie să facem. Aici vine fața. Eu vreau să pun o ochi. Eu vreau să pun ochi. Așa, stai puțin. Eu trebuie ochi. Trebuie ochi? Da. Pentru că este Lego și trebuie ochi. Ochi? Și pe aia, aia. Nu știu ce e. Stai numai mișca, te rog. Uite! E plate! Hai acum pune aici. Stai să vezi cum se pune, da? El de cap. Da. Așa. Și pune-l aici. Gata. Lasă. Așa? Eu vreau să pun ăsta acum aici. Nu mai, acum vedem, da? Ăsta acolo. Așa? Eu vreau să pun ăsta. E mic, lasă. Așa? Ăsta. Asta kid. Uite. Așa. Kid. Lasă-l de mine. Acolo. Aici. Da, acolo. Bun. Așa, altul. Ăsta. Tot aici. Și ăsta. Și ăsta. Și ăsta. Toate, toți îi punem. Și ăsta. Smart scientist, smart scientist. Ăsta. Ăsta este tortul lui Alex. Da! Yeah! Ai și fain, nu? Ce ziceți? My favorite part of the cake is this and this. And l-am pus așa ca să-i fac poze. Am decorat și brioșele. Uitați așa arată. Nu am vrut să le pun vreo cremă deasupra pentru că cred că la copii nu o să le placă așa, mai mult le place cu ciocolată Cadbury. Și am pus bomboane colorate, cum și Lego este foarte colorat. Da. Și aici am pregătit snack-urile.